Buzăul beneficiază de cea mai mare investiție în domeniul hidroenergetic din ultimii 25 de ani. Astăzi a fost inaugurată cea mai lungă galerie de aducțiune din România, care conduce apa din acumularea Surduc la centrala hidroenergetică Nehoiașu și are lungimea de 16,6 km. Galeria are un diametru interior de 4 metri și un debit instalat de 40 de metri cubi pe secundă. Este a treia galerie de aducțiune din România, după Rotul Ciuncet, la 18 km aproximativ, și Râul Mare Retezat, la 17,6 km. Această aducțiune de aproape 17 km va însemna un aport energetic de aproape 172 de gigawați anual, mai exact 171,8 gigawați. Caracteristici tehnice ale acestei lucrări, diametru de 4 metri, o cămășuială din beton definitiv între 30 și 35 de centimetri în funcție de tipul de secțiune la care a fost realizată. Pe majoritatea lungimii, roca a fost foarte slabă, cu probleme mari de infiltrații de apă. Dar cu eforturi am reușit să finalizăm această aducțiune. Proiectul a fost demarat în urmă cu mulți ani, iar de atunci sute de muncitori au lucrat zilnic în galeria Pruncea la o temperatură de 4 grade Celsius. Chiar în acest moment ne deplasăm cu vagonetul prin cea mai lungă galerie de aducțiune din România. Condițiile nu sunt deloc plăcute, având în vedere că temperatura nu depășește 4 grade Celsius. Proiectul amenajării hidroenergetice Surduc Siriu se desfășoară în județele Buzău, Covasna și Vrancea, pe râurile Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică și Zăbala. Proiectul a fost demarat în anul 1981, iar astăzi a fost detonată ultima parte a masivului muntos al Buzăului, realizându-se astfel execuția și străpungerea ultimului tronson de galerie subterană, tronsonul Trestia Castel. Această etapă marchează finalizarea excavației aducțiunii, asigurând întregirea acesteia pe lungimea sa totală de 16,6 km prin masivul muntos al Buzăului. La eveniment a fost prezent și ministrul energiei și IMM-urilor, Andrei Gera, care consideră că astfel de investiții ar trebui realizate mai des. Că ții cont de acest lucru și le faci cu cap, în așa fel încât să nu constituie o povară ulterior după ce au fost finalizate, când va fi amortizate, plătite și așa mai departe, atunci au toate șanse, toate aceste investiții să se dovedească rentabile. Iar pentru România este necesar, avem nevoie să putem să ne diversificăm sursele de energie, dar totodată să consolidăm și să utilizăm la maxim ceea ce avem. Lucrările la galeria de aducțiune de la Nehoiașu vor fi finalizate în anul 2017.